Soluție pentru problema de sâmbătă dimineață. Se dau două triunghiuri echilaterale, conform figurii. Să notăm primul triunghi, cel albastru, ABC. Și al doilea, care se construiește pe baza înălțimii acestui triunghi, să ducem aici AM, este înălțimea, am arătat aici, MC, ne sugerează figura, este egal cu MB. Deci, după înălțimea triunghiului AM sau mediana triunghiului AM, se construiește al doilea triunghi echilateral ANM. Mai putem considera aici și latura primului triunghi, ca să avem un punct de reper, de calcul, latura B, BC sau AC egală cu AMIC. În condițiile acestea, după cum se vede, AM și CN se intersectează într-un punct pe care îl putem nota cu E. Și, cum spuneam, în condițiile acestea, se cere să calculăm raportul, să determinăm raportul X pe Y. Deci X supra Y egal cu. Să acționăm puțin pe figură, să aducem în prim plan câteva proprietăți. Iată, funcție de datele problemei, MN cu AB se intersectează într-un punct F, este ușor de determinat faptul că, sau de arătat că F este mijlocul MN, întrucât AB este perpendicular pe MN. Triunghiul AFM are în unghiul A 30 de grade și în punctul M 60 de grade, deci în F avem 90. AF este înălțimea triunghiului ANM. De asemenea, deci aici am punctat un drept. De asemenea, este important să forțăm puțin pe figură o construcție ajutătoare pentru a intra cu EM, respectiv cu AE, în triunghiuri asemenea, de unde să ne procurăm raportul respectiv. Deci, prelungim pe CB, este important acest lucru, aceasta este de altfel și soluția autorului. Din N ducem o perpendiculară pe prelungirea lui CB, deci pe BC. Aici vom avea un punct pe care îl putem nota cu P. De asemenea, putem să mai scriem că AM, dacă latura am notat-o cu amic, atunci AM este egală cu A radical din 3 pe 2, după cum bine se știe, înălțimea triunghiului echilateral. De asemenea, având în vedere că AF este înălțimea triunghiului AMN, atunci avem și faptul că AF, deci înălțimea celui de-al doilea triunghi echilateral, este egal cu latura, care de data asta este AM, deci A radical din 3 pe 2 ori radical din 3 pe 2, conform aceleași formule, latura radical din 3 pe 2. Aici vom aduce la forma cea mai simplă și ajungem la 3A pe 4. CM este egal cu A pe 2, este jumătate din latura triunghiului mare, A pe 2. Apoi MP se poate calcula de asemenea, întrucât AF este 3A pe 4, avem și că MP este egal cu AF, întrucât triunghiul AFN, triunghi dreptunghic, și triunghiul MPN sunt congruente, sunt triunghiuri dreptunghice care au, iată, unghiul acesta de 30 de grade și unghiul din M este de asemenea de 30 de grade, este 90, 60 și 30 de grade în punctul M, iar cele două triunghiuri pe care le-am anunțat, AFN și MPN, au de asemenea și ipotenuzele AN și MN egale, fiind laturile triunghiului verde echilateral. Deci, de aici, având în vedere că
sunt întrunite condițiile ipotenuză unghi. De aici rezultă, triunghiurile sunt deci congruente și rezultă de aici și faptul că AF, cateta mai lungă, AF este egală cu MP. Ceea ce înseamnă că și MP, ca și AF, AF 3A pe 4, egal cu 3A pe 4. Deci MP putem aici anunța, MP este 3A pe 4. MP 3A pe 4. Și acum avem două triunghiuri asemenea, cele pe care le-am construit, cu ajutorul construcției ajutătoare aici, și anume triunghiul MEC, triunghi dreptunghic, este asemenea cu triunghiul PNC. PNC. Au un unghi ascuțit comun și triunghiurile sunt dreptunghice. Deci, din asemănare, rezultă, bineînțeles, proporționalități de laturi. Iată, este vorba de EM, adică deci EM, adică X. Deci X, intervine deja X în problema noastră. X supra NP, să scriem aici, supra NP, adică NP este egal cu NF. Triunghiurile erau congruente. NP este egal cu MF, adică jumătate din latura triunghiului verde, deci este egal cu MN pe 2, deci X supra MN pe 2, MN pe 2, încă o dată, NP este MN pe 2, sigur că da, este egal mai departe cu CM supra CP. Aici ne interesează, pe cateta mai lungă din cele două triunghiuri, deci CM supra CP, adică AP2 supra AP2 plus 3P4. AP2 plus 3AP4. Și continuăm cu proporția noastră. Continuăm, deci, pregătim proporția. Vom avea X supra MN. MN înseamnă X plus Y. Deci putem scrie aici, supra X plus Y supra 2 este egal cu AP2 supra, aici amplificăm cu 2 și obținem 2A plus 3A, 5A pe 4. Echivalent mai departe. Vom simplifica a doua fracție cu 1 pe 2. Deci X supra X plus Y supra 2 este egal cu, deci cu A pe 2 putem să simplificăm și obținem sus 1 supra 5 pe 2. Mai mulțim cu 1 pe 2, se vor simplifica 1 pe 2 de la numitor și rezultă mai departe X supra X plus Y este egal cu 1 pe 5. Echivalent mai departe. Acum putem folosi și proprietăți ale proporțiilor. Respectiv la numitor vom scădea numărătorii. Deci este adevărată și proporția. X supra X plus Y minus X este egal cu 1 supra 5 minus 1. Deci la numitor am scăzut numărătorii. Rezultă mai departe X supra Y este egal cu 1 pe 4. Și iată și rezultatul final. Revenim și la concluzia noastră. Deci X supra Y este egal cu 1 pe 4. La revedere!